Avem aici o salată enormă. Ia uitați, uitați cât este pe lângă laptop de mare. Am făcut o salată foarte, foarte mare. Nu am dres-o cu nimic încă. Foarte multe legume și brânzătele mea de vacă, plus măsline, roșii. Aici avem niște cărniță, niște mușfile pentru proteine, un ou, la fel, foarte bun pentru proteine și pentru grăsimi, pentru acizi grași foarte buni de omega-3, ridichii și mai avem salată verde, ceapă verde, castraveți la fond. Deci o salată foarte, foarte mare și foarte sățioasă. Vedeți, conține și brânză, are grăsimi de la brânză, de la ou, de la măsline, grăsimi bune, așa că nu voi mai adăuga niciun gram de ulei. Voi încerca să o mănânc așa, chiar dacă nu voi reuși să o mănânc pe toată, o bag la frigider, mai mănânc mai pe seară când mi se face foame sau a doua zi. Din salata asta preconizez că o să mănânc de cel puțin 2 ori din ea, pentru că sunt la început, am intrat în perioada de slăbire, iarăși în a doua perioadă de slăbire, și trebuie să-mi obișnuiesc gustul cu legume, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase și trebuie consumate cât mai multe și cât mai des. De aceea mi-am făcut o salată mare, din care voi mânca toată ziua, sau mă rog, voi mânca de mai multe ori, pentru că nu-mi place să stau tot timpul să-mi fac salată, este îți ia destul de mult timp să speli toate legumele, să le tai și așa mai departe. Dar, în fine, nu e problema, ar fi de timp, v-am zis, problema este de gust, pentru că trebuie să-mi obișnuiesc gustul cu legume și cu fructe. Trebuie să renunț la toate dulciurile, la ciocolată, la sucuri și trebuie să mănânc cât mai natural. Ia uitați ce bine arată, ce sursă de vitamine și de minerale este aici la mine în bol. Și vă sfătuiesc pe toți, dacă vreți să slăbiți, să începeți să mâncați salate, pentru că vă vor umple stomacul și sunt foarte, foarte slabe în calorii, dar foarte bogate în nutrienți, de care corpul are foarte mare nevoie în perioada de primăvară, în perioada de slăbire, în perioada de efort, în perioada de stres, Salut, prieteni! Este luni, ora 5 jumate, este foarte, foarte mult soare, însă nu mai este așa cald cum a fost după masă, la prânz. Se mai simte un pic cum adie vântul, dar una peste alta e ok, pentru că de mâine sau de poimine am înțeles că o să vină ploile, că o să scadă temperaturile, la 10 grade. Deci o să se răcească foarte, foarte tare. Și am zis să profit de ziua asta frumoasă, să mă duc pe jos la sală. Sala este destul de aproape de mine. 10 minute așa de mers pe jos, 15 maxim. Și am zis să profit de această zi, să mai ard niște calorii, să merg pe jos. Un mers destul de rapid. Mi-a crescut un pic pulsul. Asta e când nu ești antrenat. Transpiri mult, obosești repede. Dar nu contează. Toate lucrurile astea vor rămâne în urmă și va fi mult mai bine după ce voi slăbi. Mai am puțin și ajung. Vreau să ard multe calorii, nu să fac greutăți mari, greutăți foarte, foarte mici, exerciții cât mai complexe, să-mi folosesc cât mai mulți mușchi și să consum cât mai multe calorii. Așa că noi ne vedem mai pe seară, noi ne vedem mâine probabil când o să editez clipul. Nu știu dacă o să filmez la sală, că nu prea am baterie, dar dacă vreți să vă fac clipuri cu antrenamentele mele mai detaliate, să-mi scrieți în comentarii, pentru că
Eu nu știu exact ce să filmez. Aș putea să filmez absolut orice moment din zi, dar asta ar însemna să îi plictisesc pe foarte mulți dintre voi. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi ce ați vrea să vedeți în continuare în vlogurile mele. O să fac și o salată și când ajung acasă și o să vă arăt ce mănânc, cum am început această a doua perioadă de slăbire. Mai am puțin și ajung, vreau să vă mai zic că m-am reglat cu somnul, ceea ce e fantastic. Am reușit să dorm noaptea, toată ziua am fost activ, am făcut treburi pe la firmă și e fantastic. Când dormi și te trezești odihnit, ai atâta energie și nu te mai doare capul, poți să faci o grămadă de lucruri, ai foarte mult timp la dispoziție și e foarte, foarte bine, îți trebuie decât voință și ambiție și perseverență, bineînțeles, și toate vor căpăta într-un final o formă, un contur frumos, exact așa cum vi-l creionați voi în cap și o să vedeți că o să aveți parte de reușite pe toate planurile. Este foarte, foarte important odihna, să dormiți noaptea, să faceți lucruri, să ieșiți din casă, să consumați energie și va fi foarte bine pentru voi, vă garantez. Știu că este greu, știu că nu este ușor, mai ales când ești obișnuit, dacă ești gras, dacă ești obez ca mine, știu că e foarte greu să-ți schimbi programul, să te mobilizezi, dar ce e ușor în viață? Absolut nimic. Tot ce e bun în viață se obține greu și asta e. În perioada de astenie, de primăvară, cine este meteosensibil și suferă din cauza vremii, deci trebuie să ne alimentăm corpul cu foarte multe legume și fructe, pentru că a trecut și iarna și organismele noastre sunt slăbite, nu au mai beneficiat de atâtea vitamine și atâția nutrienți. De aceea trebuie să începem să mâncăm cât mai multe verzituri, cât mai multe salate, pentru că ne fac foarte, foarte bine și ne ajută în lupta cu kilogramele în plus. Sper că v-a plăcut această rețetă. Voi mai face și alte rețete. Este de abia începutul. Perioada mea de slăbire de abia început și v-am pregătit, o să vă pregătesc foarte, foarte multe surprize pentru perioada care va urma. Eu sunt Toto, rămâneți motivați, încercați să mâncați sănătos, numai bine, ceau! I'm rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing, and this new expansion's like a mansion. The roof comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my